În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc. Creștinii tind să pună un accent mult mai mare pe evenimentul morții sau al învierii Domnului Isus Hristos decât pe evenimentul înălțării sale la cer, acesta fiind abordat ceva mai superficial totuși înălțarea Mântuitorului reprezintă un eveniment suficient de important din perspectivă practică, valențele acestuia fiind multiple. Astăzi, împreună cu fratele păstor Constantin Macoveciuc, dorim să punem în lumină câteva implicații concrete ale acestui unic și ultim eveniment din viața terestră a Mântuitorului. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu prețuire și acum spun tuturor o audiție cât mai plăcută, iar fratelui păstor Constantin Marcoveciuc îi spun bun venit. Mulțumesc. În timpul slujirii terestre, Mântuitorul a susținut că după ce va fi înălțat de pe pământ, va atrage la el pe toți oamenii. Am citat din Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, versetul 32. Cum explicați această afirmație? Se referea la actul înălțării sale la cer sau la o altă înălțare. De deci ce pun întrebarea? Pentru că următorul verset vorbește despre evenimentul morții, nu despre cel al înălțării. Iar în alt context, tot Hristos spunea că așa cum a fost înălțat șarpele în pustie, tot astfel trebuie să fie înălțat și fiul omului. Sau, în alt loc din scripturi, dar tot în Evanghelia lui Ioan spunea, când veți înălța pe fiul omului, veți cunoaște că eu sunt. E vorba despre o înălțare pe care oamenii au realizat-o și o alta la care oamenii nu mai au nicio contribuție. Ce părere aveți? Se pare că Ioan 12 cu 32 și vreau să citesc și după ce voi fi înălțat de pe pământ voi atrage la mine pe toți oamenii face referire la evenimentul crucificării Domnului Isus. Există chiar o traducere în limba română care sună cam așa după ce voi fi înălțat de la pământ, de la pământ pe cruce. Sigur că afirmația aceasta este făcută în contextul morții domnului Isus, care era iminent, așa cum precizează și Ioan, și domnul Isus aici nu are atât de mult în vedere evenimentul final, cel al învierii și înălțării la ceruri, cât evenimentul imediat care urma să aibă loc când Domnul Isus avea să fie înălțat pe cruce. Această înălțare pe cruce face referire la jertfa lui și prin această jertfă Domnul Isus Hristos oferă tuturor oamenilor posibilitatea mântuirii și aceasta ar trebui să fie sensul expresiei voi atrage la mine pe toți oamenii. Voi oferi tuturor oamenilor oferta aceasta a mântuirii. Tot în Evanghelia lui Ioan avem consemnat o discuție care a fost purtată între Hristosul înviat și Maria. Iar cuvintele Mântuitorului sunt Nu mă ține, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Se referea oare la actul înălțării când spune Încă nu m-am suit? Ce părere aveți? De asemenea, observăm că versetul face afirmația spunele că măsui la tatăl meu și la tatăl vostru. Ceea ce trebuie să ne dea de gândit este faptul că Domnul Isus Hristos a mai rămas pe pământ încă 40 de zile, timp în care s-a mai arătat de multe ori și multor oameni. Acest prezent măsui la tatăl meu și la tatăl vostru, poate să sugereze faptul că în perioada dintre înviere și în înălțare, Domnul Isus Hristos nu a fost localizat permanent, nici pe pământ, nici în cer. Într-o expresie de-a noastră, el a făcut un fel de navetă și acest, acest măsui la tatăl meu s-ar putea să se refere la unul din momentele acestea când Domnul Isus Hristos avea să fie în cer la tatăl, dar nu al înălțării definitive descris în cartea Faptele Apostolilor. Și ar mai fi o întrebare pe care eu o consider mai dificilă. Când anume s-a dus Iisus în cer cu propriul său sânge, în acel loc sfânt, al corpului ceresc? În momentul morții sale sau uh, ulterior momentului înălțării? Știm bine că perdeaua din lăuntul s-a rupt atunci când el și-a dat uh, suflarea. Uh, și autorul epistolei adresate evreilor spune că s-a dus în cortul acela din ceruri. Ce părere aveți? Vreau să citesc textul. Evrei 9, 11, 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Acum o precizare privind textul. Versetul acesta 11 spune Hristos a venit ca mare preot, a trecut prin cortul acela, mai mare și mai desăvârșit. Ei, verbul acesta a trecut, nu apare în original și în multe traduceri nu este. Lipsește. Deci, versetul ar putea să sune, dar Hristos a venit ca mare preot al bunirilor viitoare, prin cortul acela, mai mare și mai desăvârșit. Și unii consideră că acest cort mai mare și desăvârșit este chiar trupul lui. Și atunci sensul ar fi, Hristos a venit ca mare preot, în trupul lui, care este cortul cel mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini, nu este din ziderea aceasta. Ei, potrivit acestei interpretări, Hristos nu a avut două momente, unul când a trecut prin cortul, printr-un cort oarecare și al doilea când a intrat în Sfântul Locaș. Și luat împreună ar însemna că prin întrupare, prin luarea unui trup, Domnul Isus a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, adică a adus o jertfă de răscumpărare. Sigur, în varianta aceasta nu este uh, precizat momentul când, ci întreaga acțiune a Domnului Isus, întruparea și jertfa au făcut posibilă intrarea în locul preasfânt. Acum, a doua variantă este cea care o preferă și Cornilescu în traducerea lui când spune că a trecut prin cortul acela mai mare, aici ar avea în vedere faptul că Domnul Isus în mod real, în mod uh, spiritual, dar foarte real, a avut o intrare în locul preasfânt, locul preasfânt aflat în cer și nuanța aceasta că atât cortul acela cât și locul preasfânt nu fac parte din zidirea aceasta, adică nu sunt pământești, ci sunt din cer, sunt cerești, pare să fie de preferat pentru interpretarea aceasta, că totuși trupul pământesc al Domnului Isus a fost de pe pământ, din zidirea aceasta. El s-a întrupat ca orice copil, ca orice om. Atunci, mergând pe varianta a doua, Domnul Isus Hristos a avut o intrare în locul preasfânt, important este de reținut după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Expresia aceasta ne dă voie să înțelegem că intrarea a trebuit în mod absolut obligatoriu să aibă loc după moartea sa pe cruce, dar este greu de precizat, n-ar putea fi dogmatic să spunem, în momentul imediat al învierii, în momentul înălțării la cer, nu cred că Intenția autorului în versetele acestea este să fixeze momentul, ci descrie evenimentul în sine. Și așa cum spuneam, dacă în perioada dintre înălțare, dintre înviere și înălțare, Domnul Isus a avut și alte momente când a fost prezent în fața Tatălui în cer. Atunci este greu de stabilit exact care dintre aceste momente reprezintă evenimentul descris în Evrei 19. 9. Aș conclude. Autorul aici vorbește despre o jertfă adusă de Domnul Isus, în urma căreia sau în meritele căreia a avut acces la Tatăl în locul prea sfânt. Cine a realizat efectiv evenimentul înălțării Fiului lui Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl sau Fiul s-a înălțat cu o putere pe care o deținea, o putere inerentă? Acum sunt două, trei pasaje care vorbesc despre înălțare. De exemplu, în Evanghelia după Luca, în 24 cu 51, spune a fost înălțat, Domnul Isus a fost înălțat. De aceea, aceasta pasivă, lăsând loc să se înțeleagă că Tatăl sau prin Duhul, Tatăl prin Duhul, ar fi participat la această înălțare, dar textul clasic din fapte, capitolul 1, sigur că acolo este descris evenimentul istoric și în construcția verbului din fapte, capitolul 1, apare de aceasta activă. Eu citesc versetul. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la ei, el, el s-a înălțat la cer Pa chiar avem aici reflexivul. El a făcut acțiunea și el a suportat-o. El a făcut acțiunea de a se înălța și acțiunea a avut ca obiect chiar propria lui persoană. În discuția cu Nicodim, Domnul Isus spunea nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Să înțelegem că înălțarea ar fi un eveniment care putea să aibă loc doar în dreptul celui care s-a coborât pe pământ. Și ar mai fi poate aici o întrebare dacă Domnul Isus a rostit acele cuvinte când era încă pe pământ, cum putea să spună Fiul Omului care este în cer. Sunt interpreți care consideră că expresia Fiul Omului care este în cer face apel și la condiția divină a Domnului Isus. El era uman în cel mai profund sens al cuvântului, dar în același timp el era și divin, ca purtător de două naturi în una și aceeași persoană, Domnul Isus avea calitatea omniprezenței, dar pe care natura umană i-o restrângea, însă natura divină nu i-o anula. Și atunci, posibil că Domnul Isus Hristos, vrând să sublinieze și natura lui divină, face afirmația aceasta, Fiul omului care este în cer. Și în mod normal, pentru că Domnul Isus atunci era pe pământ și era în trup de om, a făcut afirmația aceasta că el s-a pogorât din cer și tot Domnul Isus face afirmația că el se va ridica la cer. Pogorârea prin întrupare a făcut sau a fost pasul absolut necesar în vederea înălțării, că Domnul Isus altfel Înainte de întrupare a fost prezent în multe situații din Vechiul Testament pe pământ, dar bineînțeles nu într-un trup. Ei, acum trebuia să se pogoare, în sensul să se pogoare întrupându-se, luând un trup de om cu care apoi să se poată înălța la cer. Există o diferență a modului în care Hristos s-a coborât față de modul în care El s-a suit la cer. De pildă, el a venit ca un copil născut și a plecat ca adult înviat cu o umanitate diferită calitativ. Sigur că din punct de vedere al trupului uman există o diferență. Însă mie mi se pare că esențială ar trebui să fie condiția de biruitor în care se întoarce la cer el vine pe pământ într-o lepădare de sine și actul coborării sau al întrupării este considerat în general de către teologi ca act de smerenie, de dezbrăcare de sine a Domnului Isus, ci înălțarea este considerat act de glorificare, act de biruitor. Deci s-a umilit venind pe pământ și ca un biruitor se întoarce în cer pentru a fi și glorificat în același timp. Înălțarea i-a adus și glorificarea, și de aceea eu aș pune accent nu atât de mult pe diferențele de trup, sigur, trupul a cunoscut tot creștere, o dezvoltare umană. Sunt absolut evidente diferențele, dar diferența esențială este el a venit ca un rob, ascultător de tatăl, ca să poarte o bătălie, dacă îmi permiteți această expresie. Și se întoarce la cer victorios, glorificat. Dar de ce a fost necesar să se înalțe la cer? De ce nu a rămas pe pământ în continuare? Pentru a face minuni, pentru a învăța pe oameni, pentru a le dovedi că este ea, că este într-adevăr viu? Eu cred că aș putea să observăm această necesitate a înălțării Domnului Isus pe mai multe planuri. Odată, Înălțarea făcea parte chiar din planul etern al lui Dumnezeu. Acolo, în planul acela veșnic, Domnul Isus Hristos a spus, iată, mă duc să fac voia ta, ori Domnul Isus trebuie înțeles că a venit pe pământ pentru o misiune istorică, pământească, încadrată în timp, și după terminarea misiunii trebuia să se ducă acasă. El de acolo a venit, acolo era casa lui, și acolo trebuia să se întoarcă. El pe pământ a fost doar într-o misiune. De câțiva ani, de câteva zeci de ani, 30 ceva de ani. Deci era normal pentru că în planul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos trebuie să locuiască în cer. Dar al doilea obiectiv major consider că a avut în vedere sau este legat de justificarea Domnului Isus Hristos prin înălțare. Și la ce mă refer? citesc un pasaj foarte interesant din 1 Timotei, acolo Pavel descrie faptul că Domnul Iisus, hai să citesc versetul, fără îndoială mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Observăm aici că Duhul, participe la evenimentul acesta al justificării, al dovedi neprihănit prin Duhul sau în Duhul sau de către Duhul. Particula din greacă permite aceste traduceri. Deci Duhul Sfânt a trebuit să-l dovedească neprihănit pe Domnul Isus Hristos prin înviere și nu numai prin înviere, și prin înălțare. Exact cum spunea Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, când vorbea cu ucenicii și le spunea că el Uh, va veni Duhul Sfânt și după ce va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea nevinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Iar cu privire la neprihănire spunea pentru că nu mă vor mai vedea, pentru că eu voi fi la Tatăl. Logica este cam aceasta. Dacă Domnul Isus a murit sub acuzația de înșelător, Dumnezeu prin Duhul Sfânt l-a înviat și l-a înălțat la cer să dovedească oamenilor că Domnul Isus nu a fost un înșelător, ci a fost neprihănit, a fost Fiul lui Dumnezeu. Și atunci înălțarea era necesară pentru a duce la capăt această demonstrație din partea lui Dumnezeu, că Fiul lui nu este un înșelător, ci este neprihănit. Prin înviere și înălțare la cer, Dumnezeu a dovedit prin Duhul Sfânt că Domnul Isus Hristos este neprihănit. Este interesantă această explicație și mai rar oferită. Considerați că actul înălțării a conferit persoane sale sau trupului său niște caracteristici noi, comparativ cu caracteristicile dobândite doar prin evenimentul învierii de care a avut parte? Nu avem prea multe detalii în Biblie, dar cercetătorii Bibliei și în special teologii în tratatele de teologie sunt de acord că Domnul Isus Hristos a cunoscut două etape în ceea ce privește transformarea trupului său din trup pământesc în trup ceresc. Prima, chiar prin actul acesta al învierii, prin actul învierii încă Domnul Isus Hristos a săvârșit anumite activități în trupul lui comune cu cele pe care le săvârșea înainte de moartea sa. De exemplu, a mâncat, a putut fi pipăit, rănile lui au putut fi văzute și așa mai departe. Și sunt teologi care consideră că înălțarea a adus un plus ceea ce în general se numește glorificare. Adică Domnul Isus Hristos a fost glorificat în mai multe sensuri ale cuvântului. Chiar prin faptul că a fost reașezat în poziția aceea la dreapta Tatălui, faptul că cerul întreg îi recunoaște jertfa și cântă, jertfa Domnului Isus, dar glorificarea posibil care te a face și cu un plus acordat de Dumnezeu Tatăl acelui trup uman, trecut odată prin înviere și apoi trecut prin ceea ce noi numim glorificare. Dar, încă o dată spun, nu avem argumente biblici solide ca să putem face din aceasta o afirmație dogmatică. Dacă prin actul înălțării a primit doar slava pe care o avea în avans sau slava a fost atribuită și umanității sale? Fapt care n-a fost valabil înainte de întrupare. E foarte bine, înainte de întrupare era normal că Domnul Isus Hristos avea slavă ca persoană absolut spirituală. Dumnezeu este Duh, Domnul Isus este Duh, deci înainte de înălțare, Domnul Isus era slăvit în calitatea naturii sale divine, calitate care este spirituală, este Duh. După ce a depus jertfa și s-a înălțat la cer, slava aceasta sau glorificarea a afectat în mod cert și natura umană. Într-un sens, așa cum natura divină a suportat o perioadă de 30 ceva de ani, acele uh, frustrări, acele limitări impuse din natura umană, Natura umană, la rândul ei, s-a bucurat de cinstea pe care natura divină a Domnului Isus Hristos o are sau a primit-o, o avea dintotdeauna. Așadar, natura umană a Domnului Isus s-a bucurat de o cinste, aș putea spune, diferită de cea pe care o vom avea noi, Sfinții, la înviere și la răpire. Credeți că trupul înviat și proslăvit al Mântuitorului mai cunoaște un proces de îmbătrânire, adică acum, după 2000 de ani, arată diferit de modul în care arăta atunci când s-a înălțat. Citim despre Dumnezeu Tatăl, că este prezentat în Vechiul Testament ca un îmbătrânit de zile. Oare despre Hristos se poate vorbi în termenii aceștia? Cred că nu. Eu aș înclina să cred că ieșind din spațiu, Domnul Iisus iese și din timp. Eternitatea nu este înscrisă în spațiu, nu este înscrisă în timp, ceea ce înseamnă că timpul care își face efect asupra trupurilor noastre, prin îmbătrânire, încetează să mai facă efect asupra trupurilor cerești. Da, e interesantă abordarea. Dar s-ar putea susține că trupurile noastre vor fi de aceeași calitate cu trupul lui Hristos înalțat, nu doar de aceeași calitate cu trupul lui Hristos înviat? Aici ofer o perspectivă nu, nu foarte larg acceptată, dar totuși este posibil. Eu cred că trupurile noastre vor fi glorificate, dar vor fi totuși trupuri umane. Trupul lui Hristos a fost înviat și apoi a fost înălțat și glorificat. Dar să nu uităm că, deși trupul Domnului Isus a fost uman întru totul, asocierea cu natura divină pe care a purtat-o în acest trup uman îi dă calități de excepție, calități pe care trupurile umane înviate, răpite, glorificate, dacă vreți, în cer, nu le vor avea niciodată. N-ar trebui niciodată să credem că între Domnul Isus Hristos cel înălțat la cer și noi oamenii răpiți și așezați în cer, nu va mai fi nicio deosebire. Spune Ioan, noi vom fi ca El, dar acest ca El trebuie totuși pus în niște limite. Vom fi umani, iar El va fi divin. Trupurile noastre se vor asemăna, dar nu vor fi întru totul identice. Acel ca El suportă o comparație, dar nu înseamnă egalitate de plină. Deci, foarte posibil că trupurile noastre se vor asemăna mai degrabă cu etapa aceea a trupului Domnului Isus Hristos după înviere pe care noi sau pe care marturii din vremea aceea a putut să-l vadă trupul acela. Dar glorificarea aceea avută după înălțarea la cer și așezarea la dreapta Tatălui. Glorificarea aceea este o glorificare care pare să fie mai degrabă un privilegiu unic al Domnului Isus Hristos, care a venit să aducă jertfa de mântuire pentru noi. Sigur, noi vom fi glorificați într-un cu totul alt sens. Trupurile noastre prin înviere vor fi trupuri cerești, vor fi trupuri de slavă, dar n-aș pune semnul egal între modul în care trupul Domnului Isus după înviere a primit acea unică glorificare, așezare la dreapta Tatălui, glorificarea aceea unică și modul în care trupurile noastre pământești vor fi înviate sau transformate, răpite și așezate, dacă vreți, în locurile cerești pentru totdeauna în sensul propriu al cuvântului. Unde s-a înățat Hristos, mai precis, ca locație? Și ce semnificație are că s-a așezat la dreapta Tatălui și nu la stânga lui? Sigur, ca locație, cerurile fac parte din creația aceea a lui Dumnezeu. Geneza 1, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, dar dincolo de creație, Dumnezeu există și a existat înainte de creație și dincolo de creație. Atunci când vorbim că Domnul Isus s-a ridicat la cer, în general în teologie se face o distinție de genul acesta, în cerul al treilea, acolo unde a fost răpit Pavel. Dar localizarea precisă este extrem de greu de făcut pentru că Universul lui Dumnezeu este nelimitat și ar trebui să ne imaginăm cerul odată ca locație și în al doilea rând ca și condiție. Domnul Iisus mereu face jocul acest de cu, acesta de cuvinte cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Uneori împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, alteori împărăția lui Dumnezeu este între voi, cu voi, peste voi, a venit deja. Și atunci cerul unde a fost înălțat Domnul Iisus Hristos, cred că este dacă îmi permiteți expresia, cel mai înalt loc cel mai înalt nivel dintre ceruri cerurile cerurilor acel plural poate că semnificația mai ușor de înțeles este cea cu privire la poziție poziția de la dreapta tatălui înseamnă cinstea sau cel mai înalt loc de cinste numărul 1 în ceea ce privește autoritatea sau cinstea Glorificarea aceasta a avut ca final așezarea la dreapta Tatălui, tocmai în sensul de a spune că Domnul Iisus Hristos a primit cea mai înaltă poziție posibilă alături de Tatăl Său. Motiv pentru care merită și închinarea noastră exact. și de aceea în Cartea Apocalipsa avem acele făpturi care se închină înaintea, înaintea Lui. Uh, discutăm despre înălțarea Domnului Isus Hristos Cu fratele pastor Constantin Macoveiciuc Haideți să vedem care este motivul major uh, Imediat pentru care Hristos s-a înălțat Pentru că el spunea ucenicilor săi Cât era încă în condiția terestră Vă este de folos să mă duc Dacă nu mă duc eu Deci care este folosul imediat? Deci sigur folosul imediat este trimiterea Duhului Sfânt Domnul Iisus Hristos a făcut afirmația că mai este cu ucenicii puțină vreme, după care nu îi va lăsa orfani, se va duce la cer, el, Domnul Isus, dar, în schimb, le va trimite pe Duhul Sfânt să fie cu ei și în ei. Și Duhul Sfânt continuă lucrarea aceea pe care Domnul Isus cumva a sugerat-o. Eu mă duc în cer și acolo în cer să vă pregătesc un loc, iar de acolo, din cer, vi l trimit pe Duhul Sfânt pe pământ ca El să vă pregătească pe voi pentru locul acela. Deci ceea ce face Domnul Isus în cer este cumva continuat de ceea ce face Duhul Sfânt pe pământ. Domnul ne pregătește casa, iar Duhul ne pregătește pe noi pentru casa aceea cerească. Dar în ce sens noi credincioșii putem face lucrări mai mari decât a făcut Hristos în timpul slujirii sale terestre, argumentând cu realitatea că El s-a dus deja la Tatăl? Acest mai mari, unii îl înțeleg odată în sensul geografic, Domnul Isus era unul singur, localizat în timp și în spațiu, ori ucenicii reprezentau biserica de-a lungul vremii, pe tot Mapamondul. Și atunci, diversitatea de lucrări de-a lungul secolilor, mileniilor, iată avem deja două milenii de când, prin ucenici, Dumnezeu face minuni pe tot Pământul. Și atunci, posibil că argumentul să meargă în direcția aceasta, acest mai mare, lucrări mai mari, neînsemnând neapărat a face comparații între o minune și altă minune, ci calitativ, putem spune că minunile toate sunt mari. Este greu să facem o distinție. Minunea asta e mai mare decât minunea cealaltă. Dar cantitativ și din punct de vedere geografic al sferei de extindere, activitatea Domnului Isus a fost restrânsă pe când activitatea bisericii este mult mai largă. Care ar fi activitățile principale actuale ale Hristosului înălțat? Prima și cea mai importantă este calitatea lui de mijlocitor mijlocitor între noi oamenii și Tatăl din Cer. Poziția aceasta de mijlocitor este subliniată în multe texte biblice. Vă amintiți frumos de textul din 1 Timotei 2 cu 5, spune este un singur mijlocitor între Dumnezeu și, o, și oameni, omul Iisus Hristos și acolo Pavel subliniază condiția lui de om, nu în sensul că Domnul Iisus nu este Dumnezeu, ci în sensul că întruparea, jertfa, tot ceea ce a făcut în trup ca om aici pe pământ, îi rezervă dreptul acesta unic în cer de a fi mijlocitor și mijlocitor unic. Unic înseamnă exclusivist. Niciun altul, fie sfânt, fie sfântă, nu are calitatea aceasta de mijlocitor în cer, și Domnul Isus este unul, unul singur, care a venit din cer, a Trăit pe pământ, a murit pentru noi, s-a dus din nou în cer, tocmai pentru a avea dreptul acesta unic de a mijloci la Tatăl pentru noi oamenii. Și apoi n-ar trebui să pierdem din vedere faptul că Domnul Isus Hristos, la ora actuală, în cer, nu știm exact ce înseamnă acel mă duc să vă pregătesc un loc, dar... Uh, nici n-ar trebui să golim de sens, să luăm doar ca o metaforă această afirmație și atunci putem lăsa imaginația noastră să-și uh, deruleze, să se deruleze și să își construiască propria interpretare a versetului Mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul Iisus Hristos, oricum, într-un sens adevărat al cuvântului, pregătește, se, pregătește cerurile pentru biserică, pentru mireasa lui, el este mirele ceresc și pregătește cadrul în care își va primi mireasa acolo în cer. Și acum pot să mai spun sau vreau să mai spun ceva, în ceea ce privește activitatea actuală a Domnului Isus Hristos în cer, noi câteodată scăpăm din vedere faptul că Domnul Isus Hristos a biruit atât moartea cât și pe diavolul. Și că Domnul Iisus în cer, are la ora actuală și rolul acela de a își impune autoritatea în lumea îngerilor răi, în lumea demonilor. Demonii nu mai pot trece peste autoritatea Domnului Isus Hristos și nu se pot apropia de biserica care este trupul Domnului Isus, decât în cazuri de excepție. Nu intrăm aici într-o teologie a spiritelor, dar putem spune în general că prezența Domnului Isus în cer ca biruitor asupra diavolului, în mod clar restrânge autoritatea și sfera de influență a demonilor și a lui Satan asupra credincioșilor, asupra trupului lui Hristos. Apoi e expresia aceasta că așteaptă ca toți vrăjmașii să fie puși ca așternut al picioarelor ale ultimul vrăjmaș fiind moartea. Da, foarte frumos. E o perioadă în care Deavolul încă mai are drept de activitate aici pe pământ, dar activitate limitată și până la limitată și în sensul de acțiuni, dar limitată și ca timp, până când devolul își va pierde definitiv orice drept de a opera, de a produce necazurile aici pe pământ și diavolul însuși va fi judecat și aruncat în adânc. Pavel, citând din Vechiul Testament, spune că Hristos a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Cum reușește el să umple toate lucrurile, el care acum este mai înălțat decât toate cerurile? Observați, această expresie este foarte frumoasă. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Aici, ar vrea să pun accent pe expresia aceasta, a luat robia roabă, adică robia însemnând diavolul, moartea, care ținea în robie oamenii, sufletele celor credincioși. Ei, această robie a diavolului prin moarte, exercitată asupra oamenilor, Domnul Isus Hristos a biruit și moartea și pe diavolul și în sensul acesta acum diavolul și moartea sunt roabe în sensul că Domnul Isus Hristos are autoritatea asupra lor. Ca să umple toate lucrurile sigur că traducerea este din nou puțin nuanțată ca să umple toate lucrurile. Uh, sensul este ca să umple toate într-un sens foarte generalist, nu adică toate lucrurile, toate obiectele, Ci ca să umple absolut totul sau toate. Era o expresie, este o expresie cu caracter absolut general. Ceea ce înseamnă că acel ca să umple toate înseamnă ca prezența și autoritatea Domnului Isus Hristos să se impună asupra absolut tuturor domeniilor și absolut asupra demonilor, morții lui Satan, cei care ținea oamenii într-o robie și prin moarte, de asemenea, satan ținea cumva sufletele oamenilor într-o robie, într-o închisoare. Iar faptul că a dat daruri oamenilor, în context se vorbește despre daruri? Faptul că a dat daruri oamenilor, eu cred că trebuie asociat cu ceea ce spunea Domnul Iisus. Mă duc la cer, vi-l trimit pe Duhul și prin Duhul aceste daruri sunt operative la nivelul credincioșilor. Sigur că putem lua, sunt și comentatori care, cărora le place să accentueze faptul că mântuirea însăși este darul oferit de Domnul Isus Hristos cel înălțat. Noi nu putem nega lucrul acesta, dar se pare că pluralul acesta, daruri, și mai ales că textul din Efesem 4, de unde este luat acest citat, mai departe vorbește, el a dat apostol, proroci, evangeliști, păstori și învățători, pare să fie o referire la darurile de slujire la darurile date de Duhul Sfânt slujitorilor săi. Dar ce implică faptul că am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești? E o afirmație pe care Pavel o folosește și el se ruga pentru că din și din Efes ca Dumnezeu să le lumineze ochii, inimii, să înțeleagă implicațiile acestei realități. Acum, termenii sau expresiile acestea ar trebui luate Sigur, într-un sens figurativ, pentru că Pavel nu vorbește acolo despre viitorul, despre eschatologie, cum vom fi în eternitate, unde vom fi în eternitate, ci el vorbește despre acum, aici, suntem așezați împreună cu Hristos în locurile cerești. Acum există două mari interpretări. Unii spun că prima interpretare ar trebui să fie cam așa. Noi suntem în Hristos, Hristos este în noi, dar în același timp Hristos care este în noi este și în cer și atunci, dacă noi suntem în Hristos, noi suntem reprezentați sau suntem prezenți prin reprezentantul nostru, Domnul Isus Hristos, în locurile cerești. O a doua interpretare este că noi am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești, acum aici, în prezent, sub formă de plan, adică în planul lui Dumnezeu, noi deja, Dumnezeu vorbește aici ca și când realitatea este deja realizată, tocmai pentru a ne garanta că planul pe care l-a făcut Dumnezeu, deși încă nu a atins finalul, este un plan sigur și de aceea se vorbește la timpul acesta. Am fost așezați, ca realitate deja împlinită. Deci sensul verbului nu ar fi unul că în prezent deja suntem și se folosește construcția aceasta verbală, am fost așezați tocmai pentru a ne garanta că ceea ce ne este promis, că vom fi în cer cu Hristos, este un lucru absolut sigur ca și când ar fi deja împlinit. Atunci când uh, va reveni, uh, va reveni exact în același fel cum a plecat sau într-un mod diferit? De pildă mă gândesc la faptul că plecarea a fost asistată de un număr restrâns de oameni, oare când va veni nu vor fi mai mulți? Sau, la întoarcere, va avea slavă, pe când atunci când a plecat nu avea încă slava. La ce se referă când spune va veni în același fel? Sigur, în același fel ar trebui restrâns sensul cuvântului, dându-i semnificația în același fel ca eveniment istoric la care participă martori. Dar detaliile vor fi diferite. Eu cred că ar trebui să avem în vedere perspectiva aceasta pe care evanghelicii și-o însușește, și anume că Domnul Iisus pentru răpirea bisericii se va opri undeva pe nori, nu va fi văzut de către pământeni, dar atunci când va veni ca să pună capăt lui anticrist și să dea beruință poporului evreu după perioada de necaz, atunci Picioarele lui se vor opri pe Muntele măslinilor, cum spune Zaharia, și atunci orice ochi îl va vedea. Atunci prezența lui va fi văzută nu doar de un număr restrâns de oameni, iar uh, forma, dacă pot să vorbesc, sub care se va prezenta Domnul Isus, atunci va fi una de Dumnezeu glorificat, nu de om înviat care se înalță să-și primească poziția la, la dreapta Tatălui. Chiar prin faptul că Domnul Isus Hristos aici pe pământ, după înviere, n-a mai avut nicio, re, nicio acțiune prin care să-și demonstreze puterea aceea, toată puterea care i s-a dat în cer și pe pământ. El a plecat într-un mod foarte elegant, într-un mod, aș putea să spun, discret de pe pământ, văzut de o minoritate. Dar când va reveni, va reveni de data aceasta ca Dumnezeu cu autoritate de plină, va pune capăt lui Anticrist, armatelor sale și așa mai departe. Deci, diferența, în mod clar, este evidentă. Vă mulțumim, frate Pastor Constantin Macoveciuc, pentru că ați oferit aceste explicații referitoare la evenimentul înălțării Mântuitorului și credem că avem suficiente motive să ne întrebăm dacă evenimentul înălțării are niște implicații reale, practice în viața noastră. Nu trebuie să gândim doar la înălțare ca la ceva care s-a consumat, ci la un eveniment care are implicații actuale și chiar viitoare, escatologice. De aceea, fie ca să aprofundăm aceste realități și să ne împărtășim de lucrurile pe care el le săvârșește în sensul de a beneficia de mijlocirea sa, de a beneficia de poziția sa înălțată pentru a oferi uh, daruri spirituale, să beneficiem de faptul că el pregătește un loc și că el este biruitor, biruitor uh, în final și asupra morții, uh, asupra diavolului care va fi aruncat în iazul de foc. Iată, gândim la Hristos nu ca la un oarecare, ci la ca la cel mai puternic personaj din întregul Univers, așezat mai presus de ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, un personaj care merită închinarea absolută din partea tuturor și ascultarea noastră, acum și toată eternitatea. Vă mulțumim pentru atenția acordată, stimați ascultători! Pentru aceste dezbatere, aceste discuții referitoare la evenimentul înălțării Domnului Iisus Hristos, și ne dorim ca să avem și noi parte de acea slavă binecuvântată pe care El ne-a promis-o de asemenea. Până la o nouă auzire, fiți binecuvântați! În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.